Zgomotul din urechi, ce se resimte ca un țiuit sau zumzet cu pulsație, este numit în limbaj medical tinnitus sau acufenă. Nu e o boală în sine, ci un simptom al unor probleme din organism. Țiuitul deranjant poate indica un traumatism netratat, tulburări circulatorii, hipertensiune arterială, anomalii ale capilarelor, schimbări hormonale, în cazul femeilor, sau modificări ale structurii osoase, de obicei o cauză genetică. Totuși, de cele mai multe ori apare din cauza expunerii pe termen lung la zgomote puternice. Așa că dacă aveți obiceiul să ascultați muzică la un volum maxim, ori lucrați într-un mediu zgomotos, s-ar putea să fiți afectați. O altă cauză frecvent întâlnită e acumularea excesivă de ceară la nivelul canalului auditiv. Mai poate apărea această problemă și ca efect advers al unor medicamente, anumite antibiotice, antiepileptice, antidepresive și altele. În cele mai grave cazuri, țiuitul poate fi un semnal al dezvoltării unor tumori la nivelul urechii. De cele mai deseori, această problemă o au vârstnicii. Bărbații și în special fumătorii sunt predispuși într-o măsură mai mare la a dezvolta tinnitus, precum și cei care suferă de probleme cardiovasculare. Țiuitul în urechi poate afecta semnificativ calitatea vieții, întrucât vine cu o mulțime de complicații: oboseală, stres, tulburări ale somnului, instabilitate emoțională, anxietate și depresie. Pentru a trata acest simptom neplăcut, trebuie identificată cauza exactă care i-a determinat apariția. Nu vă grăbiți să vă autodiagnosticați, ci mergeți la un control medical. Doar specialistul vă va prescrie tratamentul corespunzător. Acasă puteți întreprinde mai multe acțiuni ca să preveniți apariția acestei probleme. Feriți-vă de sunete puternice, mai ales de expunerea îndelungată la acestea, reduceți doza de cofeină consumată și excludeți nicotina. Respectați igiena urechilor și practicați terapii de relaxare. Aceste reguli simple vor preveni nu doar apariția țiuitului în urechi, dar și alte boli.